Adolescentul este din comuna Răchiți, iar în urmă cu câteva luni a comis mai multe furturi. După ce polițiștii i-au dat de urmă, a fost arestat la domiciliu. Cu gândul că nu va fi depistat, băiatul a părăsit adresa de domiciliu, dar ghinion, a fost surprins de polițiști. Tânărul de 17 ani a fost depistat de polițiști pe raza municipiului Botoșani și introdus în centrul de reținere și arest preventiv al inspectoratului. Pe numele adolescentului, judecătoria Botoșani a emis un mandat de arestare preventivă.